Bună! Bine ați revenit pe canalul meu, după cum puteți vedea și din titlu. Astăzi avem un clip nou pe canalul meu. Este o metodă pe care o folosesc de 2 luni de zile și m-am gândit să o împărtășesc și cu voi, pentru că la mine are rezultate. Mă tot întreabă lumea dacă mi-am făcut injecții, dacă mi-am făcut ceva, un tratament special pentru urituri și singurul meu tratament în ultima perioadă sunt cuburile de gheață. Vedeți că dăm și pe jos, nicio problemă. Voi lăsa la sfârșitul acestui clip modul în care realizez eu aceste cubulețe. Cuburile de gheață, puteți să le folosiți cuburi normale de gheață sau puteți să folosiți cuburi cu diferite substanțe. Eu folosesc ceai verde în interior, plus vitamine și uleiuri. O să vedeți, dacă aveți răbdare, bineînțeles, până la sfârșitul clipului. Avem nevoie de un tifon. Niciodată nu aplicăm gheața direct pe față, pentru că nu este recomandat. Și niciodată nu ținem cubul de gheață mai mult de 15 secunde în același loc. Ce fac eu? Pur și simplu, de ce folosesc aceste cuburi de gheață? Vreau să vă spun, pentru că facem un lifting natural al feței, îmbunătățește circulația sângelui, scăpăm de cearcăne, putem să folosim înainte de epilarea sprâncenelor, putem să folosim pur și simplu când avem o zi foarte obositoare. Ne dă luminozitate la față, ne dă o strălucire naturală și efectul de lifting este, bineînțeles, la casa lui. Eu fac tot timpul acest, în general, le folosesc 2 cuburi odată. Stai să vă arăt și vouă, sper să reușesc. Și ce fac? Plec de la bărbie, țin câteva secunde și pur și simplu cu mișcări de rotații sau cu mișcări de frecare venim către extremități. Acest lucru, să știți că, în afară de faptul că ne pur și simplu ne dă o senzație extraordinar de plăcută, ne și ajută foarte mult. Îmbunătățește calitatea pielii, să știți. Ajută de asemenea la uscarea coșurilor, deci în momentul în care aveți, să zicem, coșulețe pe față, eu vă recomand să puneți câte o picătură de tea tree oil, de ulei esențial de arbore de ceai și veți avea rezultate extraordinare. Pentru că, după cum știți, arborele de ceai este antibacterian, usucă coșurile sau puteți pur și simplu să puneți câte o picătură de ulei esențial de lavandă. Dacă vă faceți acest tratament seara, înainte de culcare, doar pentru relaxare, puteți să vă puneți lavandă pentru că veți avea un somn foarte, foarte liniștit. Eu, în schimb, prefer să fac acest lucru dimineața pentru că toată ziua am fața fresh și pur și simplu scap de cearcăne. La zona ochilor, pur și simplu fac mișcări de rotații și vin în sens invers. Dacă pe toată fața am venit dinspre interior spre exterior, la ochi, pur și simplu fac mișcările invers. O să vă trebuiască să aveți la voi un prosop sau ceva, pentru că fiind cuburi de gheață, acestea se topesc și veți avea picături de apă. Așa că mai bine să ori sunteți îmbrăcați într-un halat, ori eu am ieșit din duș. Fața, să știți că trebuie să fie curată. Nu aveți nicio altă... Să nu aveți fund de ten, resturi și așa mai departe. Insist puțin și în zona nasului. Mișcări circulare. Deci credeți-mă că rezultatele sunt extraordinare și veți fi uimiți, efectiv veți fi uimiți. Eu continui pur și simplu să-mi aplic cele 2 cuburi de gheață până la epuizare. Pur și simplu fac mișcări dinspre interior spre exterior, iar la baza feței, pur și simplu, din când în când, mai fac câteva mișcări de rotație. Ce pot eu să vă spun?
Doar dacă aveți răbdare, veți vedea imediat cum am realizat aceste cubulețe de gheață. Eu sunt mulțumită de rezultate. Mai am câteva rețete de cuburi de gheață și pentru alte afecțiuni. Așa că dacă vă interesează și vreți să știți și mai multe rețete și mai multe tipsuri practice, lăsați în comentarii și cu mare drag vi le voi arăta. După cum puteți vedea, fața mea deja începe să arate mult mai bine, capătă o strălucire naturală și spun eu că rezultatele sunt super, super bune. Cel mai bine se vede, bineînțeles, la machiajul terminat. Când am machiajul terminat, fața mea arată foarte, foarte, foarte bine. Cam atât, vă las să urmăriți clipulețul cum am realizat cuburile de gheață și ne vedem data viitoare. Ați avut răbdare până acum, vă arăt și cum fac cuburile de gheață. Pun apa la fiert, îmi pregătesc ceaiul. Eu folosesc Lipton, ceai verde cu aromă de iasomie. Nu folosesc cu mentă, că vă dați seama, pun pe față, pun pe în jurul ochilor. Folosesc picături de vitamina A și picături de vitamina E. Le amestec și vă arăt exact cum fac cuburețele de gheață. Picăturile de vitamina A și E le cumpăr din România, pentru că aici în Franța nu se găsesc de niciun fel. Și de fiecare dată când vin în țară, îmi fac stocul. Am pus la infuzat ceaiul. Am pus 6 pliculețe la 500 de ml de apă. Vă spun cantitățile pe care le folosesc, așa că dacă vă interesează să vă faceți la fel, de ce nu? Eu să știți că fac ceaiul foarte, foarte concentrat. Am văzut că se găsesc astfel de pliculețe cu tot felul de ingrediente pe piață, se pot cumpăra, dar sunt foarte, foarte scumpe, se bagă la congelator, se îngheață și folosiți produsul. Da, eu am spus că mai bine îl fac acasă și măcar știu ce pun în el. Mai las pliculețele, le las în jur de 7-8 minute ca să pot să iau toate beneficiile, dacă pot să spun așa, din ceai. După care scot ceaiul, scot pliculețele, las ceaiul să se răcească, să ajungă la temperatura camerei și adaug restul de ingrediente. Mă apuc să fac soluția. Am pus ceaiul într-un astfel de vas. Mi-e mult mai ușor să-l pun în cubulețe pentru gheață. Voi adăuga vitamina E, vitamina A și astăzi am să adaug puțin ulei de jojoba și colagen. M-am gândit totuși să îmbunătățesc puțin formula. Adaug cam 10 picături de vitamina A, 10 picături de vitamina E. Adaug colagen, dar colagenul îl voi adăuga în fiecare cubuleț de gheață, vă arăt exact ce fac. Adaug și 10 picături de vitamina E și 2 lingurițe de ulei de jojoba. Am scos, să știți, pipetele de la ulei pentru că mergea foarte greu. Și acum adaug uleiul de jojoba. Iau o lingură de lemn și amestec foarte bine tot amestecul. Amestec soluția. Amestec bine, bine de tot și mă apuc să pun în formele de gheață. Eu mi-am ales astfel de forme pentru gheață, cu fund de silicon, pentru că mi-e mai ușor când vreau să scot cuburile să le împing. Haideți să vă arăt. Au astfel de căpăcele. Dacă vreți, puteți să turnați soluția pe aici. Eu de obicei o torn așa, că îmi place. Haideți că torn soluția și vă arăt și vouă ce fac. Eu mi-am pregătit 3 cutii pentru cuburi, așa că îmi fac cuburi pentru o perioadă destul de lungă și am rezervă. Acum voi aplica în fiecare cutiuță câte o picătură de colagen. Picătură, două. Și așa fac cu toate. Așa că sper să îmbunătățesc puțin formula. Chiar sunt curioasă să văd cum o să funcționeze. Până acum le-am făcut doar cu ceai și vitamine. Acum să vedem. Sunt sigură că o să fie foarte, foarte bun. Sunt gata cu bulețele mele pentru băgate în congelator. Să știți că săculeții de la ceai nu i-am aruncat, i-am lăsat să se răcească, să ajungă la temperatura camerei și bag în congelator, exact așa cum sunt. Iar seara când vin de la muncă și sunt foarte obosită sau dimineața când am foarte mult cearcăne sau nu știu, scot pur și simplu câte 2 punguțe de ceai și îmi fac masaj și cu punguțele, pur și simplu. Așa că
Nu aruncăm nimic, economisim totul și folosim totul cât mai natural posibil. Sper că v-a plăcut clipul de astăzi, sper că îl găsiți util și vă aștept și data viitoare cu noi trucuri și cu noi produse făcute în casă. V-am pupat! Pa, pa!